Gheorghe Cotorobai, principalul suspect în cazul răpirii și morții tinerei însărcinate din Orhei, va fi pus sub învinuire și pentru violență sexuală. El a fost adus astăzi în fața unei comisii formate din psihiatri pentru a se stabili dacă a avut discernământ atunci când a comis crima. Despre cazul șocant s-a vorbit și în Parlamentul de la Chișinău, unde au avut loc audieri publice. Gheorghe Cotorobai, principalul suspect în cazul morții Anei Maria, e pus sub învinuire pentru răpirea și omorul unei femei însărcinate. Procuratura Generală susține că el poate fi învinuit și de violență sexuală, inclusiv în bază de gen. Imputarea unei alte agravante, și anume agravanta infracțiunea comisă din motive de prejudecată sau de gen. Pentru că, cu adevărat, și acest caz denotă că este nu altceva decât o infracțiune ce reprezintă violență bazată pe gen, o infracțiune care este comisă asupra unei femei, deoarece este femeie, deoarece este mai vulnerabilă. Cazul Anei Maria, răpită și ucisă cu o deosebită cruzime, a scos la iveală un șir de lacune din legislație. Șeful Poliției Naționale susține că, în pofida tehnologiilor, oamenii legii nu pot localiza o persoană cu ajutorul telefonului mobil, deoarece nu există o lege în acest sens. S-a vorbit și despre alte lacune. Numerele de telefon, deci pripeiul, fără persoană. Acolo unde până stabilești și identifici cine este posesorul acelui număr de telefon, asta este de durată. Haideți ca toate sistemele video care sunt cu vizibilitate în spațiu public, noi nu vrem să facem interferință în viața privată a oamenilor, dar acolo unde vorbim de spații publice, poliția să aibă acces la toate aceste înregistrări. În cadrul audierilor publice s-a discutat despre fenomenul violenței asupra femeilor. Doar anul trecut, 23 de femei au fost omorâte de soți, concubini sau chiar de fii. Peste 40 de organizații non-guvernamentale au venit cu un apel public și au cerut autorităților recunoașterea noțiunii de femicid în legislația Republicii Moldova. Societatea dorește acțiune. Și apelul nostru se structurează pe două mari aspecte. Deci, pe de o parte, recunoașterea noțiunii de femicid în legislația națională. Din punctul nostru de vedere, noțiunea de femicid trebuie reflectată mai clar. Și nu, noi nu vrem definiții simple puse în lege. Vicepreședintele Parlamentului, Hidoina Ghermen, a declarat că un grup de lucru va propune modificare legislației pentru a investiga orice caz de violență asupra femeilor. Noi ne-am notat toate propunerile de modificare a legislației, deci noi aici în Parlament vom delega comisiei juridice ca să vină cu propunerile necesare. Între timp, în fața legislativului, un grup de persoane a organizat și un flash mob în care au cerut dreptate pentru Ana Maria, dar și pentru alte victime ale violenței. Credem că autoritățile trebuie să se implice și mai mult în toate aceste cazuri, în primul rând, începând cu iluminarea pe străzi și până la pedepse aspre pentru cei care comit aceste crime. Autoritățile trebuie neapărat să întreprindă măsuri mult mai aspre pentru a pedepsi femicidul. Ana Maria, tânără de 19 ani, însărcinată în aproape 6 luni, a urcat pe 12 aprilie într-o mașină de ocazie, după care a dispărut. După 8 zile de căutări, cadavrul acestei a fost găsit într-o pădure, la 21 de kilometri de casa suspectului din raionul Telenești. În prezent, el se află în arest preventiv pentru 30 de zile.